După ce ar fi falsificat biletele de călătorie, taxatorul unui autobuz din capitală riscă să ajungă pe mâna procurorilor. Potrivit responsabililor de la Primăria Chișinău, funcționarul se află în concediu medical și va fi demis imediat ce revine la muncă. Șeful Direcției Generale Mobilitate Urbană, Vitalie Mihalache, susține că la parcul urban de autobuze s-a desfășurat o anchetă, iar pe trasee au fost efectuate verificări inopinate. Drept urmare, s-a stabilit că a existat un singur caz de oferire a biletelor false pasagerilor. Conform anchetei, a fost constatat doar un caz când au fost utilizate astfel de bilete, au fost constatate inclusiv circumstanțele în care ele au fost multiplicate, persoanele care au fost implicate, au fost inclusiv demarate lucrări de verificări inopinate pe toată rețeaua. Cel care a fost constatat că a comis această faptă, la moment se află pe foaie de boală. Edilul Capitalei Ion Ceban a cerut imediat eliberarea din funcția taxatorului, iar materialele să fie transmise la procuratură, astfel încât persoana responsabilă să fie pedepsită conform legii. Imediat, prima zi, când se întoarce la lucru, dat afară și dat pe mâna procuraturii. Amintim că pe 26 iulie pe rețelele de socializare au apărut filmulețe video unde pasagerii susțineau că în autobuzele care pleacă în afara orașului li s-au oferit bilete tipărite pe hârtie care era prea scumpă pentru tichete și că era de culoare albă. Pe 29 iulie reprezentanții Parcului Urban de Autobuze și Direcția Mobilitate Urbană au creat o comisie pentru a elucida circumstanțele cazului.